Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Sătmăreană Băbășești a fost sfințită astăzi de preasfințitul părinte Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar al Maramureșului și Sătmarului. Cu acest prilej, Sfântul Locaș a primit un al doilea hram, Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie pe un podium amplasat în vecinătatea bisericii. La eveniment au participat numeroși credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale. Comunitatea din Băbășești, a creștinilor ortodoxi, în număr de aproximativ 600 de suflete, împreună cu Părintele Adrian, Consiliul Parohial, au reușit să înnoiască biserica, să o împodobească și să reorganizeze altarul, să înnoiască catapeteazma și să o înzestreze în chip minunat. Ne bucurăm că acest lucru se întâmplă la împlinirea 120 de ani de la ctitorirea acestei biserici, pe care au primit o moștenire de la moșii și strămoșii lor. O zi de mare bucurie duhovnicească, o zi de aleasă bucurie, pentru că preasfinția sa, episcop Iustin Sigheteanul, a venit să binecuvinteze prin prezența sa toate lucrările săvârșite aici timp de 20 de ani, pe care eu, din prână cu credincioșii, le-am făcut la această sfântă biserică. Ierarhul a oferit părintelui paroh rangul de stavrofor, iar binefăcătorilor le-a acordat diplome de vrednicie. Biserica a fost construită începând cu anul 1896, iar în ultimii ani a trecut printr-un amplu proces de restaurare.